doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la știri. Să vedem care sunt titlurile acestei ediții. Majorarea salariilor medicilor și acordarea sprijinului pentru pensionari continuă să fie blocată de opoziție. Coaliția Sandu, Candu, Plahașor, Ectori. Ce fac ei? Ei boicotează ședința Parlamentului ca guvernul să nu poată prezenta aceste proiecte. Deputatul Ștefan Gațcan se află în siguranță în afara țării, anunță șeful statului și socialiștii. Prin soția, copii, a plecat omul din țară. Asta e decizia dumnealui. Să depună cerere, să le iasă mandatul și să plece. Până la 35 de grade la umbră, asta ne așteaptă în weekend. Мороженое кушали, холодной водички так, не сильно для ребенка, чтобы горло не заболеть. Cum ne apărăm de canicule, vedeți în reportajele noastre. Pandemia nu oprește proiectele de infrastructură în sate. Programul Drumuri Bune a început în raionul Ialoveni. Eu de când sunt minte, nu s-au reparat niciodată. Da, suntem bucuroși. Suntem bucuroși că se face lucrul. Boicotarea repetată a ședinței Parlamentului de astăzi de către opoziție nu înseamnă altceva decât blocarea unor proiecte sociale importante pentru medici și pensionari. Declarația a fost făcută de șeful statului în cadrul emisiunii Președintele Răspunde, acolo unde Igor Dodon a condamnat gestul alianței Candu, Sandu, Plahotniuc-Șor de a nu veni în plenul Parlamentului, acolo unde urma să se ia act de decizia guvernului, care și-a asumat răspunderea asupra legii de majorare a salariilor lucrătorilor medicali și a proiectului de acordare a unei indemnizații unice de 700 de lei pentru pensionari. Critici vin și din partea șefului legislativului. A venit și domn prim-ministru, vă salut domn prim-ministru, pentru prezentarea asumării de responsabilitate. Din păcate văd că colegii noștri din cealaltă parte boicotează în continuare ședință. Potrivit Constituției, guvernul poate să-și asume răspunderea pentru anumite legi în cazul în care în Parlament nu există o majoritate. Coaliția Sandu, Candu, Plahașor, Ectori. Ce fac ei? Ei boicotează ședința Parlamentului ca guvernul să nu poată prezenta aceste proiecte. Fiecare cetățean să știe cine a blocat majorarea salariilor la medici, cine a blocat alocarea banilor la agricultori și cine n-a permis ca pensionarii să obțină 700 lei. Fracțiunea Partidului Socialiștilor este indignată de gestul colegilor din celelalte fracțiuni, care continuă să nu vină la ședință. Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Bătrâncea, a menționat că în actualele condiții țara merge spre alegeri parlamentare anticipate. Acest parlament nu este funcțional. Noi nu ne temem de alegerile anticipate. Noi știm cum să organizăm alegeri, noi știm a munci. Dar am vorbit că sunt lucrurile care trebuie împreună să le facem. Și noi o să mergem la anticipate dacă așa este acest parlament. Vlad Bătrâncea a punctat că măsurile pentru care guvernul își asumă răspunderea sunt susținute practic de toți deputații, însă la mijloc stau interesele de partid. Indiferent de interese de partid, avem responsabilitate față de oamenii. Chiar și în situația de COVID, guvernul a găsit o sumă impunătoare de bani. Încă peste 1 miliard de lei pentru medicină, din care aproape 80 de milioane doar pentru serviciul medical de urgență. Guvernul a găsit posibilitatea să majoreze salarii la medici, ceea ce de fapt noi toți împreună în Parlament, practic unanim, am declarat că dorim ca guvernul să găsească acești bani. Ceea ce este destul de complicat de analizat pentru noi, că colegii din Parlament, din opoziție, eu vorbesc de opoziție veritabilă, spun că inițiative sunt bune. Înțelegem că dânșii ar prefera să vină cu aceste inițiative. Amintim că în data de 1 iulie, guvernul și-a asumat răspunderea asupra mai multor proiecte, printre care cel cu privire la rectificarea legii bugetului de stat și a legii cu privire la sistemul de salarizare. Astfel a fost aprobată dublarea salariilor angajaților din sistemul medical și s-a decis alocarea unui sprijin unic pentru pensionari în valoare de 700 de lei. În același timp, guvernul a majorat fondul de subvenționare în agricultură cu 100 de milioane de lei, a alocat 50 de milioane de lei pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, iar alte 20 de milioane de lei sunt bani alocați pentru programul Prima Casă 6, destinat angajaților instituțiilor de forță. Prim-ministrul Ion Chicu a declarat că nu renunță la aceste proiecte și că va insista ca aceste măsuri să fie aprobate de Parlament. Aceste proiecte încă nu au fost prezentate conform procedurii în Parlament de către prim-ministru, din simplu motiv că deja 2 zile la rând o parte din deputați
boicotează ședințele și respectiv nu au loc aceste ședințe. Vreau să vă asigur că voi fi insistent, vom merge la Parlament atâta timp cât va fi necesar, pentru că aceste proiecte absolut necesare pentru cetățeni și economie să fie promovate. De asemenea, în pachetul de lege asupra căruia executivul și-a asumat răspunderea se regăsește și proiectul privind respectarea condiționalităților pentru creditul de 100 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. Se pare însă că și acest document este boicotat de opoziție, care nu vor să dea undă verde proiectului care ar putea acoperi deficitul bugetar. Oferta propusă lui Ștefan Gațcan pentru a părăsi fracțiunea parlamentară a socialiștilor a fost de jumătate de milion de euro, iar banii ar fi fost gata să-i dea reprezentanții partidului Șor. Declarația a fost făcută de șeful statului, Igor Dodon, care susține că renumitul medic personal l-a informat în biroul prezidențial despre presiunile la care este supus. Între timp, potrivit președintelui, Gațcan se află în afara țării, lucru pe care și l-a dorit chiar el. El a venit la mine într-o zi, puțin speriat, și mi-a spus că a venit o rudă la nașii fiici, nu știu cine, la Violeta Ivanov și a pus pe masă 500 de euro. El a venit mie și mi-a spus lucrul ăsta. Și a doua zi a venit la mine și mi-a spus, uite ce, eu categoric nu, și mi-a spus, du-te la procuratură. N-a vrut să duc la procuratură, general să depună denunță. Apropo, alții câțiva deputați din PSRM au depus astfel de plângeri la procuratura generală și sunt cauze penale care acum sunt în derulare. Șeful statului susține că Ștefan Gațcan a venit personal și a depus cererea de renunțare la mandat la fracțiunea parlamentară a PSRM și și-a anunțat colegii socialiști că ar fi supus unor presiuni. Dat fiind faptul că dânsul a spus colegilor că sunt riscuri asupra sănătății dumnealui, președintele fracțiunii PSRM s-a adresat cu o cerere președintelui țării, mie, să asigurăm pază de stat dumnealui, pentru că avea frică de viața sa. Cei care l-au scos și l-au impus câteva zile în urmă să scrie cerere, probabil, nu știu, el se temea. Și am dat pază de stat. Igor Dodon susține că în prezent Ștefan Gațcan se află în afara țării, lucru pe care l-a solicitat personal. El lui a spus că vrea suport doar până la ieșirea din țară. A ieșit din țară, nu pot să vă spun ce direcție, că noi nu cunoaștem. Și a spus, noi mult de pază de stat nu am nevoie. Prelug soția, copii, a plecat omul din țară. Asta e decizia dumnealui. Să depună cerere, să le iasă mandatul și să plece din țară. Aberațiile pe care ieri s-au început bandiții ăștia de al ușor și Candu, asta e foarte interesant. Eu mi-am adus aminte când Plăhătniuc arunca curcan deasupra gardului la președinție. Fix așa, Candu și Șor. Dacă cineva crede că Candu și Șor nu împreună, mai spune unii, dar nu că ăștia sunt separat, nu știu. Voi ați văzut ieri tăți împreună. I-ați văzut toți împreună cum au ieșit la protest în fața președinției. Într-o postare pe o rețea de socializare, medicul a declarat din nou că se află în siguranță și că nu este sechestrat, așa cum vehiculau mai mulți reprezentanți ai opoziției. Sunt bine. Binevol am renunțat la mandatul de deputat. Nu am fost și nu sunt sechestrat. Sunt într-o etapă de reabilitare psihoemoțională. Rog din suflet, nu tensionați oamenii din jur. Sincer, vă doresc multă sănătate, succese și discernământ în tot ce faceți. Același lucru este confirmat și de deputații socialiști. Domnul Gațcan se află cu familia lui, în locul unde dumnealui preferă să se afle. Este absolut liber în circulație. Sperăm mult că organii de drept vor face tot ce este posibil legal ca să sistematizeze materialele care au de la mai mulți deputați despre fapte de corupție. Șeful statului susține că situația din jurul lui Ștefan Gațcan va fi elucidată. Președintele a declarat că și reacțiile socialiștilor care au organizat mai multe proteste sunt justificate din moment ce toată echipa a contribuit la victoria medicului în alegeri. Pentru victoria domnului Gațcan la Hâncești au lucrat toți deputații din fracțiunea PSRM. Au trecut toate casele, toate străzile. Pentru să asigur victoria domnului Gațcan și aici așa lovitură în spate. Amintim că în data de 30 iunie, deputatul PSRM Ștefan Gațcan, ales în martie pe circumscripția Hâncești, a declarat că părăsește formațiunea și aderă la grupul Pro-Moldova. La o zi, parlamentarul a venit cu o altă cerere prin care a anunțat că renunță la mandatul de deputat și că va conlucra în continuare cu socialiștii.
295 de cazuri noi de COVID-19 sunt anunțate de minister. Totodată, numărul total de infectări a ajuns la 17.445. Autoritățile anunță că 437 de pacienți sunt în stare gravă, dintre care 33 sunt conectați la aparate de respirație. Până astăzi au fost confirmate 2.509 cazuri de infectare în rândul angajaților din sănătate, printre care medici 652 și asistenți 1.129. Cu ce alte prognoze vin specialiștii Ministerului Sănătății? Aflați imediat. Cifra persoanelor tratate a trecut pragul de 10.000, iar pe zi ce trece, numărul pacienților care înving boala crește treptat. Autoritățile mai anunță că până acum peste 6.000 de persoane au fost tratate la domiciliu, dintre care 2.745 s-au vindecat. Totuși, în cazul a 600 de pacienți, starea s-a agravat și au avut nevoie de spitalizare. Pandemia a arătat că uneori complicații apar și la cei care deja s-au tratat. În acest sens, pentru a le oferi tratamentul repetat, la Spitalul Sfânta Treime din Chișinău au fost pregătite 14 paturi. Urmează să fie transferat de la început într-o secție de terapie intensivă non-COVID pentru prelungirea tratamentului stării de urgență, iar apoi, cu ameliorarea situației, transferați la a doua etapă pentru secția de pneumologie și apoi cu etapa de reabilitare. Între timp, la centrul COVID de la Moldexpo, zilnic ajung în jur de 100 de pacienți cu suspiciuni la noul coronavirus. Locuri pentru tratament sunt suficiente, însă persistă problema lipsei specialiștilor. În luptă intervin tot mai mulți medici rezidenți. Pentru motivarea acestora, guvernul a decis să le acorde o bursă suplimentară pe lângă cea de studii pentru contribuția pe care o au în lupta împotriva răspândirii COVID-19. Pentru medici și farmaciști rezidenți, 1.600 de lei. Pentru studenți în învățământul superior, 1.200 de lei. Pentru elevi în învățământul profesional tehnic post-secundar și post-secundar non-terțiar, 1.000 de lei. În instituțiile publice medicale sunt antrenați 53 de rezidenți și circa 200 de studenți. Ducem eforturi pentru consolidarea echipei medicale. Persoanele deja lucrează începând cu 10 aprilie și respectiv implicarea colegilor din asistența medicală primară și din asistența medicală spitalicească din alte spitale, inclusiv non-COVID. Virusul în mod normal atacă cel mai mult orașele mari. Perioada de incubație este de 5-6 zile, iar în ultima perioadă în spitale ajung tot mai mulți pacienți care au în jur de 40 de ani. Motivul este că această categorie de persoane a revenit la muncă și la vechile activități. Totuși, la nivel național, se prevăd prognoze optimiste. Avem o tendință generală de descreștere a numărului de cazuri pozitive, chiar dacă numărul de teste procesate rămâne a fi unul înalt și noi săptămâna asta am avut ziua cu cele mai multe teste procesate într-o zi de la începutul pandemiei, peste 2.200 de teste procesate. În aceste condiții, numărul cazurilor a scăzut în ultima săptămână în comparație cu cea precedentă cu 17%, iar a cazurilor de decese cu 15%. Acest lucru va duce la noi măsuri de relaxare, anunță autoritățile. Sperăm foarte mult că după data de 15 iulie să scoatem mai multe restricții. Vrem să scoatem restricțiile pentru grădinițe. Vrem să scoatem restricțiile pentru cei care vin și trebuie să stea 14 zile în carantină. Între timp, în continuare, este interzisă aflarea în grupuri mai mari de 3 persoane în spațiile publice, rămâne obligatorie purtarea măștilor în magazine, centre comerciale și piețe, iar piscinele, zonele de agrement și plajele rămân la fel închise. Cele mai multe grădinițe din Chișinău sunt gata pentru redeschidere, chiar dacă restricțiile nu au fost ridicate. Instituțiile preșcolare au amenajat conform noilor reguli toate încăperile și s-au aprovizionat cu toate soluțiile de dezinfectare împotriva COVID-19. Totodată, chiar dacă educatorilor le-a fost dor de cei mici, aceștia cheamă la responsabilitate părinții și îndeamnă să fie vigilenți, astfel încât la redeschidere copiii să vină sănătoși în grădinițe. Regulamentul nou pe timp de pandemie, în această grupă vor trebui să fie maxim până la 13 copii. Suntem în locul de dormit, adică în dormitor, și deci fiecare copil va fi poziționat peste două paturi ca să fie respectată distanța socială și la fel paturile trebuie să fie marcate cu numele și prenumele copilului care va dormi în el. Deja a fost distribuit și echipamentul de protecție care este obligatoriu pentru a începe procesul educațional. Am primit halate, am primit viziere. Am primit termometre fără contact, măști,
bachile, deci avem practic tot necesarul. Măști vor purta doar educatorii, nu și copiii. Nu avem dreptul să le punem copiilor măști, este strict interzis conform instrucțiunii Ocrotirii Vieții și Sănătății Copiilor. Deci în măști și viziere va lucra doar personalul. Conform listei în grădinița numărul 210 din Chișinău sunt 351 de copii, dar dacă instituția se va redeschide, vor reveni doar 120 de micuți. În principiu, noi suntem gata, sunt adaptate și grupele, după cum vedeți, conform acestui număr de copii. Deci mesele sunt aranjate așa ca să fie între copii 1,52 m distanța, deci și educatorii sunt instruiți. Chiar dacă și-ar dori să-și deschidă larg ușile pentru copii, măcar și de mâine, educatorii și directorii îndeamnă părinții să calculeze bine decizia. Vrem să colaborăm, să discutăm cu fiecare părinte în parte și să vorbim de toate riscurile care urmează a fi, să realizăm și cu ei instruire, ca copilul venind la grădiniță să nu fie supus în risc și să nu pui în risc și alți copii din instituție. Evident că îi rog pe părinți să gândească foarte bine acest moment înainte de a veni la grădiniță. În acest sens, medicii care luptă cu COVID-19 la copii spun că de cele mai multe ori aceștia nu prezintă simptome, iar dacă își vor începe activitatea grădinițele, pot fi supuși riscului și toți ceilalți membri ai familiilor copiilor. Boala la copii există, luând în considerație că sunt cazuri asimptomatice la copii, pot veni la grădiniță ca sănătos, chiar și cu termometrie, chiar și cu evaluarea zilnică. Copilul poate fi asimptomatic și respectiv jucându-se, copiii se joacă în distanțe foarte mici, se joacă strâns în de ei, mă lipsesc alții care respectiv vor merge acasă și vor mă lipsi membrii familiei. Medicii infecționiști de la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii spun că deja sunt foarte puține locuri în spitale, iar atunci când numărul de copii infectați va fi mare, nu se va ști cui să se acorde în prim plan ajutor. Sunt pline, da, și ne străduim oarecum să facem tot posibilul ca fiecare copil să primească ajutorul necesar. Copiii se externează doar atunci când ei au un test negativ și asta înseamnă că ei rămân aici chiar dacă starea lor se îmbunătățește. Și mai ales adolescenții, ei au câteodată câte 5, 6, 7, chiar 8 probe pozitive și asta înseamnă o durată de spitalizare de cam 30 de zile, chiar și mai mult. Dacă va crește numărul de pacienți, mai ales al copiilor, asta înseamnă selecția acestora. Tatiana Știrbu spune că cel mai greu le este celor care sunt internați de unii singuri, accesul părinților fiind interzis. Copilul poate sta și o lună în spital fără a-și vedea mama sau tatăl, lucru extrem de greu, spune medicul. Odată ce înțeleg că ei sunt închiși într-un salonaș și acest salon le devine casă, masă, teren de joacă pentru următoarele 14 zile, le este mai greu. Un copil care rămâne singur se va simți abandonat, întotdeauna. Nu contează situația, nu contează cât este de inteligent, nu contează cât este de mare. Este dificil, este extrem de dificil psihologic pentru copii. Medicul cu experiență de mai bine de 10 ani spune că toate consecințele infecției cu noul coronavirus la copii pot reveni. Țara noastră se află cu un număr de frunte de copii bolnavi. Copiii care în orice clipă pot să dezvolte forme severe. Pneumonia înseamnă, pneumonia în COVID poate avea ca consecință fibroză pulmonară. Fibroza pulmonară înseamnă oarecum distrugerea țesutului pulmonar, da? Și care vor fi consecințele, nu știm, deoarece în viitor copilul are o viață înainte. Odată ce a fost acest organ afectat, el poate în viitor să ne dezvolte anumite neplăceri. Fiind în prima linie și cunoscând nu pe auzite situația epidemiologică, medicii îndeamnă părinții să ia în serios toate declarațiile specialiștilor și să se gândească cât de periculoasă poate fi frecventarea grădiniței. Cei care au cel puțin o mică posibilitate de a rămâne cu copilul acasă, ar fi bine să o facă. Odată ce copiii vor reveni în grupuri mari, se va începe contactul între ei și categoric va crește atât numărul acestor patologii prezente de obicei la copii, dar nu uitați că spitalele sunt umplute cu COVID. Unde și când și cum se va acorda ajutorul copilașilor?
Oligarhul fugar Vlad Plahotniuc, vizat în dosarul fraudei bancare, vrea să scape cu orice preț de răspundere penală. Pentru a-și atinge scopurile, fostul lider al democraților profită de Maia Sandu ca să scape de urmărire și de extrădarea din Statele Unite. Declarația a fost făcută de șeful statului Igor Dodon, care susține că, indiferent de circumstanțe, Plahotniuc va răspunde în fața justiției moldovenești pentru toate fără de legile pe care le-a comis. Прокурор четко сказал, что он участвовал в краже миллиарда. Все документы были поданы американским партнерам для того, чтобы они приняли решение соответствующее. Я очень надеюсь, что в ближайшее время, желательно в ближайшие месяцы, чтобы эта процедура состоялась. Я думаю, что очень многие ждут Плахотнюка в Республике Молдова. Ждут для того, чтобы высказаться по всем обвинениям, для того, чтобы он ответил за все эти годы узурпации власти. În același timp, președintele Igor Dodon nu exclude că a pus la cale un joc prin care dorește să convingă americanii să nu-l extradeze în schimbul susținerii Maiei Sandu la alegerile prezidențiale. Сейчас Плахотнюк воюет только с социалистами, только с Додоном. Я могу подумать, что он пытается сыграть для того, чтобы помочь Майе Санду. Не знаю, может быть, он американцам это обещал, что поможет Майе Санду на президентских выборах. Ну, если так, как говорил там Майя Санду, мэр отравит, повтубуна, нам на Санду. Мэр отравит Плахотнюк, Канду, Шор. Potrivit șefului statului, oligarhul fugar Vlad Plahotniuc corupe deputați pentru a bloca inițiativele președintelui. Он покупает депутатов, он вывел из нафталина таких деятелей, как Воронина, который начал атаковать власти, меня лично. Если вы посмотрите то, что говорит Воронин, это в один идет по повестке Плахотнюка. Вы знаете, я вам говорил, кто игрушки, потому что он же кукловод, кто куклы Плахотнюка. В парламенте понятно, группа Шор вместе с Канду, плюс еще несколько депутатов, которые у него есть в запасе, у Майи Санду и Андрей Настас. И вне парламента есть Усатый, есть Воронин, есть на правом фланге такие проекты унионистские, как ЦИКУ и другие. Задача вполне понятная. Попытаться сыграть определенную роль в нынешнем парламенте и делать все возможное, чтобы блокировать все инициативы президента Додона. În această săptămână, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Derek Hogan, a declarat că autoritățile americane examinează cererea venită din Republica Moldova privind extrădarea fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc, cercetat în dosarul fraudei bancare. Fostul sediu al Partidului Democrat din Moldova, de pe strada Armenească, a fost un nucleu al rețelei criminale condusă de Vlad Plahotniuc, se menționează într-un comunicat de presă al Procuraturii Generale. În urma perchezițiilor de ieri în edificiu au fost ridicate mai multe documente, computere și a fost reținut șeful departamentului IT al PDM. Acesta este bănuit de implicare în activitatea unei organizații criminale care ar fi fost condusă de oligarhul fugar Vlad Plahotniuc. De asemenea, percheziții au fost efectuate la domiciliul și în mașina persoanei reținute, dar și în depozitul unde au fost evacuate unele bunuri de la fostul sediu PDM. Procuratura Generală anunță că perchezițiile au avut loc în urma respingerii de către judecătoria Chișinău și Curtea de Apel a autorizării privind organizarea perchezițiilor. În comunicatul Procuraturii Generale este menționat că activitatea organizației criminale condusă de Plahotniuc este printre cele mai complexe cauze anchetate de până acum. Amintim că verificările de ieri au avut loc în cadrul unui dosar privind frauda bancară. Judecătorii care se fac vinovați de condamnarea țării noastre la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului vor fi trași la răspundere. Se va întâmpla în cazurile în care, prin sentința definitivă a Curții Europene, se va stabili clar că magistrații au comis abateri. Documentul aprobat de guvern prevede și instituirea procedurii de achitare a prejudiciilor și de judecători. Ministerul Justiției va fi persoana juridică sau entitate responsabilă pentru înaintarea acțiunilor de regres. Tot Ministerul Justiției va sesiza Consiliul Superior al Magistraturii. Stabilim un termen de 5 ani pentru atragerea la răspundere disciplinară, dar chiar dacă expiră acest termen, acesta nu va fi motiv de încetare a procedurii disciplinare și organul disciplinar în orice caz va fi obligat să verifice dacă nu există anumite elemente de abuz din partea celor judecători. Premierul Ion Chicu a menționat că țara noastră trebuie să-și cunoască eroii pentru care plătim bani din bugetul statului. Vă amintiți de la ce am pornit într-o ședință de guvern când am înțeles că Republica Moldova trebuie să achite 70 de milioane de lei pentru o decizie absolut ilegală în cazul Gemini, da? Absolut ilegală a unor
judecători, am înțeles că noi o să tăiem din bugetul sistemului justiției acești bani. La această etapă am tăiat 35 de milioane. Republica Moldova să-și cunoască eroii pentru care plătim la, în ghilimele, plătim la Curtea Europeană, dar și să poată să-i vină cu acțiune de regres ca să-i tragă la răspundere. Anterior, președintele țării Igor Dodon a propus elaborarea unui mecanism prin care bunurile judecătorilor care se fac vinovați de condamnarea Republicii Moldova la CEDO să fie încasate în folosul statului. Programul Drumuri Bune 2020 începe să prindă roade. Aproximativ 900 de localități din toată țara se vor putea bucura de drumuri proaspăt reparate. Startul lucrărilor a fost dat în satul Răzeni, Rainul Ialoveni, unde reparația celor trei porțiuni de drum cu lungime totală de aproximativ un kilometru este o adevărată gură de aer pentru localnici care au așteptat lansarea programului. Petru Bivol, sau Moș Petru, cum îi spun sătenii, a locuit toată viața în Răzeni. La cei 90 de ani, bătrânul spune că niciodată nu a avut drum asfaltat în fața porții, iar iarna sau când veneau ploile, era o adevărată provocare să ajungă acasă. Suntem bucuroși că a făcut drumul ăștia bun, tare bucuroși. Eu mers pe drum și rău și bun. Ei, nu mi-e văză, nu știu, și balote era pe aici. Tinecai, când iarna te dega, trebuie să ai vodolați ca să ieși dintre sânt. Eu am 90 de ani. Mulțumesc! Așa drum, așa ca amul, încă n-am mers pe așa drum. A lucrat șofer, vedem cu mașina până acolo și o lipădam, că aici nu putem intra. Atât sătenii cât și aleșii locali spun că lucrurile au început să se miște spre bine. Când a fost reparat drumul ăsta ultima dată? Da, ultima dată nu a fost reparat deloc, numai cât s-a făcut. Amul prima reparație. Suntem mulțumiți cu conducerea raionului, să uită la țăran măcar cum ochișor. Eu de când țin minte nu s-a reparat niciodată. Da, suntem bucuroși. Suntem bucuroși că se face lucrul bun. Că de-aia și oamenii fug de la țară, că e greu de la țară de trăit fără drumuri, fără apă, fără canalizare, fără lumină, fără și mai multe nevoi. Acest program înseamnă foarte bine că lumea de la țară a început să simte ceva renovări, ceva s-a început să uite, s-a întors statul cu fața la dânșii, adică, mă rog, și ei sunt oameni și trebuie și ei sunt demni de așa, de a trăi mai bine. Munca este fierbinte la propriu, muncitorii cu greu rezistă să pună asfaltul fierbinte pe timp de caniculă. Câte grade sunt aici și cum rezistați? Păi, ajutorul Dumnezeu. 140, 160. Rezistăm. Cum vedeți? V-ați deprins de amă cu... Potrivit reprezentanților administrației de stat a drumurilor, lucrările de reparație din satul Răzeni vor fi încheiate în câteva zile, după care vor porni și în celelalte 25 de localități din raion. Noi azi am dat start la Drumuri Bune pentru Moldova 20, în raionul Ilovieni, la baștina, la satul Răzeni. Aici nu e primărie, dar este comună, iau două sate, satul Răzeni și Milești Noi. Aici a fost prevăzut circa un kilometru de drum, inclusiv 200 de metri varianta albă în satul Milești Noi. Președintele Igor Dodon a declarat că banii pentru lucrări vor fi alocați conform numărului de locuitori, dar nu a culorii politice. Drumurile vor fi reparate. Practic fiecare localitate din Republica Moldova, așa cum am promis eu la începutul acestui an, în pofida crizii, vor avea câte cel puțin 1 milion de lei pentru repararea drumurilor în interior. Anul e greu, criza economică, buget, dar mergem înainte, pentru că oamenii așteaptă anume aceste lucruri să le facă guvernare. Conform programului Drumuri Bune 2020, până la sfârșitul anului vor fi reparate drumuri locale în 898 de localități din toată țara, costul lucrărilor fiind de 1 miliard și 125 de milioane de lei. Serviciul Fiscal de Stat va avea competențe extinse pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor economice. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Cabinetul de Miniștri. Documentul prevede că fiscul va avea mai multe atribuții speciale, printre care investigația în cazul evaziunilor fiscale, în cazul vânzării mărfurilor fără timbru de acciz și insolvabilitate. Va asigura îmbunătățirea climatului de afaceri prin reducerea și eficientizarea activității organelor de control, sporirea capacității de reacție a statului la acțiunile ilegale,
Înlăturarea factorilor de concurență neloială pentru agenții economice unești. Proiectul prevede ca să fie excluse aceste competențe din activitatea agenților constatatori din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Modificările la legislație urmează să fie votate în Parlament. Tragedia în Rainul Sângerei, salvatorii Direcției Nord a Inspectoratului pentru Situații de Urgență au scos ieri corpul neînsuflețit al unui bărbat de 56 de ani dintr-un iaz. Potrivit autorităților, victima a fusese dată dispărută ieri, iar apelul la 112 a fost făcut după ce localnicii au observat hainele lăsate pe malul lacului. Detalii despre acest caz și alte anchete ale poliției vă spunem imediat. La fața locului au intervenit două echipaje de salvatori, inclusiv scafandrii. După mai multe ore de căutări, cadavrul bărbatului a fost depistat la o distanță de 60 de metri de mal și recuperat de angajații IGSU. Cazul este investigat pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. Potrivit datelor IGSU, de la începutul anului în bazinele acvatice din țară și-au pierdut viața 27 de persoane, inclusiv 3 copii. Iar în satul Calfa din raionul Anenii Noi, un bărbat în vârstă de 62 de ani a murit după ce a ajuns cu bicicleta în șanțul de pe marginea drumului. Polițiștii susțin că bărbatul era în stare avansată de ebrietate și din cauza traumatismelor a murit pe loc. Totuși, experții urmează să stabilească exact cauzele tragediei. Un bărbat din Cantemir a denunțat câțiva polițiști care ar fi pretins mită de 1000 de lei pentru a nu face un proces verbal pentru conducerea mașinii în stare de ebrietate. Șoferul a acceptat să transmită banii, însă sub controlul CNA, în cadrul unei cauze penale pornite pentru corupere pasivă. În această dimineață, ofițerii CNA, procurorii și angajații Serviciului Anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne au intrat în birourile de serviciu ale bănuiților, efectuând percheziții autorizate. În urma acestor au fost depistați banii transmiși, iar polițiștii au fost escortați la sediul Direcției Sud a CNA pentru audieri. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la 10 ani de închisoare. Mărfuri de lux în valoare de peste 500 de mii de lei au fost descoperite de vameșii de la Criva în cabina unui camion. Conform actelor, conducătorul auto în vârstă de 54 de ani transporta tehnică de uz casnic pentru un agent economic din țara noastră. La întrebarea vameșilor dacă mai transportă și alte bunuri, acesta a declarat doar o sumă de bani în timpul verificărilor, însă au fost descoperite mai multe ceasuri și brățări de lux de la renumite branduri și articole vestimentare cu marcajele unor mărci de talie internațională. Marfa a fost confiscată, iar cercetările continuă pentru elucidarea a tuturor circumstanțelor. Alte trei terenuri pe care erau crescute cânepă au fost descoperite de oamenii legii. În urma unei sesizări, polițiștii de frontieră și reprezentanții Inspectoratului de Poliție Taraclia au depistat o zonă de 150 de metri plantată cu cânepă. Planta creștea pe marginea unui lan de grâu ce aparținea unui locuitor al satului Tvardița. La fața locului s-a constatat că terenul nu era îngrijit, fapt ce i-a motivat să ia decizia de nemicire prin ardere. Un alt lan de cânepă care creștea pe o suprafață de 50 de are a fost descoperit pe direcția localităților Leova Bumbăta. Identificarea terenului cu cânepă a fost posibilă în urma unei cooperări dintre angajații sectorului Poliției de Frontieră și cei din Inspectoratul de Poliție Leova. Cazul depozitului din Rainul Criulei, unde erau fabricate elicoptere de mici dimensiuni, a ajuns în vizorul șefului statului. Igor Dodon susține că acțiunile ilegale ale proprietarului așa zisului hangar trebuie analizate minuțios, însă nici nu trebuie omis profesionalismul specialiștilor de la fabrică. După descinderea procurorilor, proprietarul depozitului a precizat că muncește doar asupra unor machete pentru aparate de zbor, piese care merg la export. Unii agenți economici m-au sunat și m-au rugat: domnul Dodon, dați-mi vă rog adresele lor, contactele, că vreți să luăm la noi la lucru. Apropo, e o idee bună. Eu înțeleg că au încălcat legislația. Ilegal aici trebuie penalizat și vor fi penalizați, dar o să rog să nu fie organele atât de duri. Dar nu e o idee rea, pentru că băieții, într-adevăr, sunt foarte talentați. Poate ar fi cazul, într-adevăr, să le dăm o posibilitate legal să activeze. Nu cred că Republica Moldova va avea de pierdut dacă va fi o țară care produce elicoptere. Amintim că procurorii împreună cu angajații Inspectoratului Național de Investigații au descins la depozitul din satul Răculești, raionul Criulene, acum 3 zile. În așa zisul hangar au fost descoperite cel puțin 10 aparate de zbor identice cu modelul K-26. Potrivit polițiștilor, cei mai mulți muncitori sunt locuitori ai regiunii transnistrene. Cele 5 persoane care au fost reținute în data de 30 iunie au fost eliberate și acum au statut de martori în cadrul procesului penal. Cei care nu au răbdare să mai aștepte până luna august pentru a savura o felie de pepene verde, când se vor coace cei moldovenești, își pot împlini pofta de pe acum. De mai bine de 2 săptămâni aceștia au apărut în piețele din țară, dar și pe marginea șoselelor. Deocamdată sunt doar pepene aduși din Turcia, Ucraina sau Grecia, dar indiferent de proveniența lor, specialiștii ne amintesc că trebuie să fim prudenți când îi cumpărăm și consumăm.
Vânzătorii de pepene verde dau asigurări că au certificate de inofensivitate, iar nivelul de nitrați este în limita admisibilă. Oricum, orice produs are, dacă sunt, toți sunt de acord cu mine, tot produsul care iese și legumă și fructă iese înainte de vreme, el are același chimicat, dar are în normă, este în normă, norma care corespunde și acelui certificat și acelor date care este necesar pentru... Dumneavoastră aveți vreun certificat care confirmă că ați trecut? Certificatul este, într-adevăr, este, chiar sunt și verificați hărbojii. Chiar dacă vânzările nu merg ca pe roate, totuși oamenii se lasă ispitiți și cumpără pepenii pentru a-și împlini pofta. Ce-i drept pentru majoritatea dintre ei, pofta este mai presus de sănătate, iar de cele mai multe ori nu solicită certificatul de calitate de la vânzători. Mai deseori se întâmplă că întreabă de certificat, dar nu-l solicită să-l vadă. Hărbuzul este foarte gustos, are, chiar și dacă el este prea de vreme înainte de sezon, este foarte, foarte gustos. Are și gustul, și mirosul, și de câte ori am mâncat, vă spun sincer, nu am avut nicio durere nici de stomac, nici de chiar... Nici plângeri nu ați avut din partea. Chiar nici plângeri nu am avut. Chiar sunt persoane care la noi cumpără în fiecare zi. Alții sunt cam sceptici și spun că așteaptă pepene moldovenești. Я сейчас не возьму. Почему? Потому что я не доверяю пока. Я вырос сам, сажал. Но не здесь, в другом месте. Так что не советую пока. Нишну и временка. Где купарат харбуже. Ведь к спекулошной сейчас перевали? Спасибо, перекрошки. И на август начепи агвензаря арбужу для себя. Да. Не вас рассчитаться? Ну, а что ты мас видим, как для ножки, как для ножки, ну что так с антлапиацией. А мы в июне никогда не покупаем. А когда? Ну, всегда вторая половина июля. Мы уже мы с Казахстана просто уже так привыкли, потому что, как правило, первые арбузы, они подозрительные. Credeți că ăștia care sunt acum sunt periculoși? Da, foarte. Specialiștii ANSA îndeamnă pe toți oamenii să cumpere fructe din locuri autorizate și de fiecare dată neapărat să solicite de la vânzător certificatul de inofensivitate. De asemenea, cumpărătorii trebuie să fie atenți și la aspectul exterior al fructelor. Consumatorul trebuie să atragă atenție ca produsele să fie sănătoase, nu aibă urme de putregai sau să nu fie alterate, să nu fie cu miros sau gust străin. Specialiștii dau asigurări că toate loturile de pepene verde și galben care sunt de import încă de la frontieră sunt verificate și prelevate probele la indicele de nitrați, iar fructele neconforme sunt distruse. Doar de la începutul acestui an, în jur de o tonă de pepene verde și 5 tone de pepene galben au fost distruse de inspectorii ANSA. Moldova se topește de căldură. Dacă la începutul anului ne gândeam că nu vor mai veni zilele cu soare, acum stăm la dubii dacă vrem să ieșim din casă pe caniculă. În ultimele zile se înregistrează în termometre în jur de 33 de grade și nu se va opri aici, susțin meteorologii. Între timp, cel mai periculos este să te afli afară între orele 11 și 16, iar cei care au decis să părăsească locuința se apără de căldură așa cum știu ei mai bine. Temperaturi cuprinse între 33 și 35 de grade vom avea cel puțin până în 6 iulie. Meteorologii spun că aceste măsurări sunt la umbră. Un termometru expus la soare are alți indicatori. Acolo temperaturile pot să fie cu mult mai ridicate. Acolo ar putea să ai bloc și 40-45 de grade Celsius. Iar pământul, în general, ar putea să ridice temperaturile și mai mult. Acolo ar putea să fie și între 50-60 de grade Celsius, fiindcă soarele de obicei încălzește solul și de la sol deja se încălzește și în atmosferă. Din această cauză nu este recomandată plimbarea în timpul amiezii. Dimineața și seara este cea mai potrivită perioadă în acest sens. În ajutor vine și apa, nu doar cea potabilă. Mulți și-ar dori să înoate, dar... Atenție! Vă aduc o cunoștință că în legătură cu pandemia virus COVID-19, căldatul lacul Vanemărilor este strict interzis. Scăldatul este interzis, dar sunt mulți doritori. Pe caniculă nu rezistă tentații nici adulții, nici copiii. Această femeie a venit pe malul lacului cu fiul și fica, dar a încercat apa doar cu piciorul. Am venit la iaz, puțin să ne răcorim. Și mi s-a spus că este interzis, adică nu ne se permite să ne scaldăm, pentru că până pe data 15 mai este virusul și nu ne se permite. Deci de asta plecăm acasă. Cel mai greu le revine părinților cu copii mici. Mărojnă cușe,
холодной водички так, не сильно для ребенка, чтобы горло не заболеть. А в основном дома больше в теньке. Oamenii se salvează de temperaturile ridicate cum pot. Mai puțin noroc au cei care lucrează sub soare. Olga petrece în această gheretă câte 8 ore pe zi vânzând sucuri. Apa. Atât, toată ziua apa numai. Altceva nimic. Dacă mâncați, ce mâncați? Nu mâncăm. Deloc. Deloc. Odată puțin, poate odată în zi ceva așa mai ușor, salată, altceva nimic. Canicula se va menține până la începutul săptămânii viitoare. Același lucru se va întâmpla și pe timp de noapte, dacă în următoarele zile ne mai așteptăm încă la valori termice destul de ridicate, între 18 și 23, deja spre sfârșitul acestei perioade, până pe data de 10, ne așteptăm să avem între 12 și 17 grade Celsius. Deci va fi cu mult mai confortabil de dormit noaptea. Chiar dacă în țară este caniculă, în nordul țării, meteorologii anunță ploi puternice de scurtă durată. Pe lângă faptul că statul la soare ajută la sintetizarea vitaminei D în organism, expunerea îndelungată poate avea consecințe grave, de la insolație, arsuri și îmbătrânirea pielii până la forme grave de cancer. Asta pot fi consecințele razelor ultraviolete asupra pielii și a întregului organism. Specialiștii atenționează că, indiferent dacă mergeți la plajă sau doar la o mică plimbare, este obligatoriu să vă protejați de soare. Ochelarii, pălăriile și cremele de protecție trebuie să fie la îndemâna fiecăruia. Despre când și cum ne protejăm corect de razele solare, aflați în reportajul ce urmează. Pielea trebuie protejată pe tot parcursul anului, mai ales pe perioada sezonului estival, când acțiunea razelor ultraviolete este foarte înaltă. Astfel, folosirea cremelor cu protecție solară trebuie să devină un ritual de îngrijire pentru fiecare dintre noi. Se cunoaște că există un spectru larg de creme, iar cifra de pe ambalaj nu indică decât durata în care ne putem afla sub acțiunea razelor solare. De fapt, cifra de pe ambalaj nu ne indică altceva decât timpul în care noi ne aflăm în siguranță sub acțiunea razelor ultraviolete. Deci, dacă avem un SPF 30, atunci acest timp de aflare în siguranță, 99,8%, deci razele nu vor acționa asupra pielii noastre, este mai scurt. Dacă avem un SPF 50-80, atunci acest timp este mai lung. Pe lângă indicele de protecție, cremele se aleg și după tipul de piele al fiecărui om. Cum alegem SPF-ul în dependență de tipul de piele? Deci noi avem piele grasă și foarte grasă și dacă o să aplicăm aici un SPF emolient gras, atunci persoana dată va avea probleme. Deci porii vor fi dilatați, pielea va fi mai uleioasă, se va crea un disconfort, se va acutiza acneea, vor apărea coșuri și nu va fi bine, da? Respectiv, pentru aceste persoane va fi bine să utilizeze un SPF 30 și în interiorul cremei să fie și careva acțiune matifiantă, normalizantă a secreției de sebum. Specialiștii atenționează că mai vulnerabili sunt copiii, de aceea pălăriile, chipiurile și cremele de protecție nu trebuie să lipsească niciodată. De obicei, copiii sunt cei mai sensibili la arsurile solare. La copii, de obicei, eu recomand doar utilizarea cremelor SPF destinate copiilor. Pielea copiilor, practic, este foarte supusă acțiunii razelor ultraviolete. Arsurile solare foarte rapid se dezvoltă și, de fapt, pe lângă aceasta, pe lângă arsurile solare, mai e și impactul negativ al soarelui asupra pielii copiilor, că la ei nu este dezvoltat procesul de termoregulare. Deci ei pot să-ți facă febră de la acțiunea razelor ultraviolete, directă. Iar un factor decisiv în menținerea frumuseții și sănătății corpului pe timp de vară este consumul regulat de apă. Вода очень важна в рационе каждого человека, да? То есть если там, к примеру, говорят, что нужно пить 2 литра воды или 1,5 литра воды, это не совсем правильно, потому что для каждого человека есть своя определенная норма воды. Как правильно рассчитать эту норму воды? То есть вы берете текущий вес и умножаете его на 40. То есть, проще говоря, 40 мл на 1 кг веса. Вы распределяете эту водичку в течение целого дня, пьете ее медленно. În această perioadă și vânzările ochelarilor de soare au crescut considerabil. Specialiștii atenționează că pe lângă forma și culoarea ochelarilor trebuie să fim atenți în primul rând la indicele de protecție. Altfel riscăm să ne înrăutățim vederea. Când alegem o pereche de ochelari, este important să tragem atenția numai la momentul dat, să fie 100% protecție, asta e UV 400 maximal. Ochelarii de soare
adică protejează într-atât retina, adică vederea de la UV, dar și, desigur, și ridurile. Pe timp de canicule, specialiștii recomandă să evitați aflarea la soare între orele 11 și 16, să purtați haine din fibre naturale, deschise la culoare și lejere. Doamnelor, domnilor, aici încheiem știrile serii. La ora 21 nu ratați jurnalul în limba rusă cu Dinu Rusnak. Vă amintesc că știrile Primul Moldova pot fi accesate și pe paginile postului nostru de televiziune, de pe rețelele de socializare. Să aveți o seară liniștită. La revedere!